Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să mergem să vedem muzeul metroului de la Străulești și vom merge cu autobuzul pe centură. Hai să începem. Aici avem depoul București Călători cu mai multe locomotive vechi scoase din uz. Ia uitați ce tren mișto vă am găsit aici la Străulești. Urmează stația Ramnăului. Haideți că am ajuns și la muzeu. Credeți, asta este harta cu toate planurile, cum ar veni, ale metroului. Tot felul, magistrala 6, 7, 8, continuarea la M5. Diferite poze cu viitoare stații de pe magistrala 6, 4, vedeți și voi că vor să extindă până și magistrala 4. Iar aici avem diferite piese și obiecte folosite la metroul din București. Aici avem validatoarele folosite pe magistrala 3, cele de pe magistrala 4 și unul tip vechi de pe vremea lui Ceaușescu, care acum nu mai este folosit. Iar pe partea asta avem o machetă a metroului tip CAV-BM3, folosit pe magistrala 2, adus în anul 2011 parcă și alte câteva în 2016. Microfon tip vechi, care spune la difuzoare. Și aici interiorul dintr-o ramă de metrou IVA, cele de pe vremea lui Ceaușescu. Și metrouri de pe celelalte linii, Bombardier Movia BM2, adus în anii 2000. Cam atât și de la Muzeul Metroului, de la Străulești. Acum o să vă arăt terminalul multimodal și de acolo vom lua autobuzul 304 parcă, care o să ia și pe centura București, așa că o să fie un mic timeless frumos acolo. Hai, ne vedem! Și cam așa se prestă terminalul multimodal Străulești, construit, nu știu, acum vreo 5-6 ani, ceva de genul, da, 2015-2016. Deservește stația de metrou de pe magistrala 4 și mai multe, gen foarte multe, linii de autobuz.
Da, deci cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Știu că a fost mai scurt, dar na. Asta este. N-am avut prea multe idei. Ne vedem și data viitoare. Am idei de câteva sketch-uri. Vă pup, pa, pa!